Mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun, iar majoritatea sălășenilor au început să-și caute bradul perfect pentru sărbători. Pentru a vedea cât de înalt trebuie să fie bradul, ce specie trebuie să alegem, dar și cum trebuie să arate acele brăduțului, am stat de vorbă cu administratorul unei pepiniere din Zalău, care ne-a dat câteva sfaturi utile pentru telespectatori. Aș vrea să le spunem celor de acasă cum pot să-și aleagă bradul perfect de sărbători. Sunt mai multe posibilități și în primul rând aș vrea să facem o diferențiere. Sunt brazi, pot fi molizi și brazii la rândul lor pot fi de mai multe feluri în funcție de ceea ce dorește clientul. La ora actuală se merge foarte mult pe acele colorate alb, așa numiți brazi sau molizi argintii. Deci ăsta este un prim criteriu pentru alegere. În al doilea rând trebuie ca să fie o proporționalitate a ramurilor, să fie o așezare simetrică pe axul principal, în așa fel încât să dea impresia de bogăție, de frumos. După care ele, dacă sunt ornate cu diferite jucării, cu podoabe, arată superb. Înălțimea, funcție de spațiu pe care îl are fiecare. Deci poate fi de 1,5 metri, poate fi de 2 metri sau dacă se ornamentează afară, atunci se poate pune chiar și de 4-5 metri. De câți ani are nevoie un brad să fie crescut pentru a fi comercializat? Câți ani de muncă, să-i spunem așa? Deci primii 2 ani sunt anii de seră, care după ieșirea din sămânță în primii 2 ani nu depășește 10 cm. De acolo încolo, plantați afară, trebuie cel puțin 7-8 ani de zile până când se poate comercializa ca pom de Crăciun. Pentru că ei se comercializează și pentru ornarea grădinilor și se plantează în grădină și acolo mergem pe ideea ca planta să fie mai scundă. Adică riscul de a nu se prinde la înălțime mare este cu atât mai accentuat cu cât bradul este mai mare. Ei, în general, se prind mai greu. Deci ar fi cel mai normal cu balot de pământ să-i comercializeze sau la ghiveci.